Anif Călăraș a început lucrările la canalul colector din Comuna Perișoru. Vă reamintim că 12 gospodării de pe strada Morii, Comuna Perișoru, au fost inundate. Problema persistă de câțiva ani, iar oamenii spun că de vină ar fi canalul de irigație aflat în imediată apropierea curților. Însă o parte din autorități susțin că pânza freatică aflată la suprafață ar fi adevăratul motiv. Anul trecut, autoritățile călărășene au convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență pentru a găsi o soluție la problema semnalată. Astfel, vara trecută, s-a decis ca Primăria Comunei Perișoru să facă de urgență un studiu hidrologic și unul hidrogeologic pentru a stabili cu exactitate sursa surplusului de apă. Până în acest moment, Anif Călăraș nu a primit nicio informare oficială cu privire la studiile efectuate. În această situație, s-a găsit o soluție de urgență, săparea unui canal colector paralel cu canalul de irigații. Reprezentanții Anif Călăraș au reușit să obțină aprobare pentru a demara în regim de urgență lucrările la canalul colector. Joi dimineață au început lucrările în zonă. Așa cum am promis în interviul anterior, odată cu crearea fondului de lucru, chiar dacă nu este el în totalitate executat în ora actuală, am început astăzi la orele 7 executarea unui canal de preluare a infiltrațiilor. La această oră se lucrează în ritm alert și sperăm că în câteva zile, nu știu, 3, 4, 5 zile maxim, să reușim să facem acest canal în întregime și lumea să fie mulțumită. Primăria și-a luat angajamentul că vor evacua apa din canal cu utilaje